Ca trăire isihastă Sunt net două mistici întrepătrunse, dar nu amestecate. Isihasmul merge dintr-o dată și concomitent cu cele două mistici, de restabilire și, totodată, de comunicare directă cu Dumnezeu. Mai mult, așa zisa tehnică isihastă, nu este doar complexul mistic, corp, minte, energii, ci este și complexul comunicării Dumnezeu-Suflet, dincolo de minte, energii, corp. Și mai mult, legătura Suflet-Dumnezeu este prioritară celei de restabilire energetică. Restabilirea fiind efectul primei uniri. Se are tendința de a se proceda după sensul căderii. Întâi, restabilirea și apoi unirea. Dar se pierde din vedere că restabilirea nu o poate face creația prin sine însăși. Unul este restabilizatorul creației, Hristos. Și doar dacă El este prezent în creație poate și creația să se restabilească pe sine. Noi nu suntem hristoși ca realitate în sine, ci devenim hristoși prin hristificare hristică. De aici mistica isihastă, care este întâi mistica unirii cu Hristos Dumnezeu și apoi mistica restabilirii noastre pe fondul cristificării. Multora li se pare o exagerare confesională creștină, afirmația că nu este mântuire fără Hristos. Dar se vede din cele de mai sus că doar prin Hristos este posibilă restabilirea creației. Venirea sa în creație, în mod special, ca întrupare în Creație. Este altceva decât prezența sa ca Dumnezeire pură. Își asumă direct Creația, prin care Creația se restabilește și așa se deschide drumul de restabilire al Creației. Hristos. Nu mai este în primul rând Dumnezeul transcendental, spre care creația trebuie să facă eforturi supranaturale, ci este creație restabilită, care poate face ușor zborul unirii cu Dumnezeul transcendental. Prin Hristificare. Creația nu se unește mai întâi cu Dumnezeu, ci cu Hristos, creație restabilită, care dă astfel posibilitatea unirii cu Dumnezeu, inaccesibil altfel creației căzute. Hristos nu este un simplu învățător al mântuirii și nici un exemplu de creație model de ridicare spre Dumnezeu, ca să ne arate că și noi putem face asemenea dacă vrem. Doar să ne punem în funcție forțele ascunse de creație pe care le posedăm în însăși realitatea noastră esențială. Hristos vine real cu noi forțe pe care noi nu le posedăm, că nu avem de unde. Creația neavând așa ceva. Creația căzută se vede neputincioasă de a se restabili pe sine însăși. Căderea fiind supracreația proprie ce acum o zdrobește și o acoperă. Creația nu poate să-și distrugă propria creație imperfectă. Adaosul parazitar al căderii, de aceea este nevoie de o intervenție directă a lui Dumnezeu. Cel care nu este implicat în cădere, care este în afara căderii. Dumnezeu, de-ar despărți căderea de creație, ar face o operație peste fire, ce nu ar vindeca, ci ar omorâ. De aceea, Dumnezeu se întrupează în creație. Altfel decât transpunerea sa ca model chip pe care îl are deja în creație și peste care creația a sărit. Fiul Dumnezeu se face și fiul creației. Și așa creația este copleșită de Dumnezeu și se restabilește nu forțat, ci firesc, prin fiul creației, ce este totodată fiul direct Dumnezeu. Fiul Dumnezeu copleșește pe fiul creație și se îngemânează până la unitate desăvârșită de unică persoană, fără amestecarea firilor, dar într-o suprafire unică de Dumnezeu creație și creație Dumnezeu. Doar în unica persoană Hristos este această suprafire. Iar apoi doar prin ea și datorită acesteia, cristificați de aceasta și noi putem repeta restabilirea proprie. Fără suprafirea hristică, firea noastră nu poate să depășească antifirea căderii noi nu avem fire hristică, ci doar model chip de Dumnezeu întreg, arhetip de creație. Firea hristică de Dumnezeu creație restabilită o primim doar prin Hristos unicul și niciodată nu este a noastră, ci doar a lui Hristos ce rămâne plămădeala la transformării firii noastre în asemănare cu firea cristică de creație restabilită. Mistica isihastă nu este trezirea supra firii noastre de creație, care este legată de antifirea de cădere, ci este primirea supra firii cristice, care să se supradauge și să restabilească firea de căzută firea normală de creație, deși ca esență neatinsă de modificările căderii, de care nu poate scăpa așa prin supraadăugarea suprafirii hristice, chipul de creație se unește cu aceasta, prin care poate să domine firea de cădere parazitară, ce nu mai poate rezista suprafirii hristice. Așa, firea de creație prin unirea cu suprafirea hristică devine aptă să se smulgă din închipuirile căderii care se topesc de lumina hristică de aceea isihasmul este cu exclusivitate o mistică hristică care nu poate avea un Dumnezeu indefinit și universal Hristos nu este un nume, ci un reprezentant al unui principiu divin universal, pe care îl poți numi chiar și oricum, de la numele secret Iahve până la Brahman Zeus, Dumnezeu unicul. Hristos este Dumnezeul al doilea. Dumnezeu creație restabilită un Dumnezeu special pentru creația căzută ce revine la starea primordială fără acest Dumnezeu Hristos creația despărțită de Dumnezeu rămâne în veșnicul întuneric al căderii Dumnezeu Creatorul este umbrit de cădere căderea nu mai are teamă și recunoștință față de Dumnezeul Creator Căderea se face pe sine un Dumnezeu negativ. Iată că vine Hristos. Hristos este Dumnezeu care se face și creație. Creația nu-l mai poate respinge, că este și creație, dar o creație care începe să lumineze întunericul căderii. În creație a apărut un supra Dumnezeu, de care căderii îi este teamă efectiv. Dumnezeul Creator este pașnic și se lasă umbrit. Dar Dumnezeul Hristos nu se mai umbrește. Lumina lui topește orice negură a căderii căci este totodată și lumină de creație. O lumină supra-creație hristică. Dumnezeul Creator nu este anticădere. El este absolutul dincolo de orice negativ, încât negativul căderii se poate separa de el. Căderea este total străină încât în fața Absolutului Perfect, de fapt, nici nu există. Căderea există doar pentru Creația căzută. Dumnezeu Hristos este un Dumnezeu anticădere, direct implicat în Creație, care se preface în El, se restabilește, în care căderea se anihilează. El este fiul creației care spală rușinea căderii creației. Creația nu a visat la un așa fiu urmaș care să o readucă la normal. Și ar fi așteptat mult și bine dacă nu ar fi intervenit direct Fiului Dumnezeu, care să se adopte creației. Să se lase înfiat de creație, să-i redea sănătatea. Taina întrupării lui Hristos este taina misticii isihaste, taina individualizată a fiecărei forme de creație. Trăirea isihastă este întruparea lui Hristos în tine însuți, prin care, apoi, te renaști ca frate a lui Hristos. Creație restabilită, aptă să facă mistica unirea cu Dumnezeu Treime creatorul, absolutul universalul. Astfel, mistica isihastă nu este trezirea forțelor latente care întoarcere la întregul din care a ieșit, la Dumnezeul impersonal, cum afirmă misticile necreștine. Creația căzută are nevoie de forțe pe care creația nu le are în sine. Are nevoie de forța hristică de supracreație, prin care să poată ieși din anormala supracreația căderii. Căderea este o creație de adaus, care o face creația ieșită din Dumnezeu. De aceea nu mai are nimic divin în ea. Această creație negativă nu este a lui Dumnezeu, ci doar a creației despărțită de Dumnezeu. Și așa, creația trebuie să se debaraseze de ea. Hristos se face creație, ca să facă acest act al creației de depășire a căderii, pe care creația este incapabilă să-l facă cu puteri proprii.